După victoria de pe Cluj Arena, Unirea Slobozia a reintrat în cărțile barajului pentru promovare. O victorie cu 2-1, smulsă practic la ultima fază a meciului. Minge respinsă în corner de Carol Tau. A surprins de devierea lui Voicu, cât pe ce să trimită perfect în propria poartă. Chiajna să suferă în continuare defensivă, frumos acest 1-2, centrare pentru Afalnar. 1-2, Gulceac, Silaghi, cât de liber era Afalnar, e adevărat că cam departe pentru o lovitură de cap. Un șut acum, lovește mingea în piept pe Gabriel Lazar. Foarte puține centrări ale celor de la Chiajna, au trecut de primul adversar. Și Tâncale, aici, da, avea oricum mâna lipită de corp fundașul Unirii. De obicei recunoscut pentru loviturile sale de cap, Marc, iată-l și acum, trimite în bară. Același minut, Marc are două mari ocazii de gol. Prima repriză va fi prelungită cu minim 2 minute. Centrare, Toma, gol! Slobozia prin Raul Bolohan. Centrare Toma, reluare perfectă a lui Raul Bolohan. Cât de bine vine Bolohan. Ia fața lui Carol Taub. De calitate și centrarea lui Toma. Un gol venit cum nu se putea mai bine pentru echipa lui Adi Mihalcea înainte de pauză. Afalnar se descurcă, șutul lui Afalnar reușește să respingă mingea, să vedem dacă a depășit linia porții. Nu, se dă fault în atac. Afalnar încă o dată îl păcălește ușor pe Marc, șutează cu șpițul, poi Silaghi îl busculează pe Aldescu. Slobozia a făcut un mic pas în spate, dar n-a avut emoții până acum la atacurile Chiajnei. Să vedem acum, Borța centrează, ocazie mare, cu adevărat mare, acum minge șutată în transversală de Nini Popescu. A doua bară a Chiajnei după cea lui Marc din prima repriză. Foarte liber acolo în interiorul careului. Aici e periculos în fața porții, mingea se duce în plasă, nu mai e un gol venit în prelungiri, ci în ultimul minut, incredibil. Pentru a treia oară la rând, Unirea Slobozia primește gol de la Chiajna în finalul meciului. Este creditat Codrea cu această reușită. Minge întoarsă acolo în fața porții de Plazonia și într-adevăr Codrea este cel care reia.